Ce am patiric, ați văzut? Era la un moment dat, un sfânt în pateric și îi spune altul. Și băi, uite, cu tare bolnav, dacă vrei să-l vindești, pleacă, băi, de aici. Și asta e treaba lui Dumnezeu, nu-i treaba mea. Și merge persoana respectivă și se plânge altul îmbunătățit. Uite, m-o respins, Ava Pimen, cum ar fi bine să fac? Îți dau un sfat, dar să nu fie de la mine, că nu vreau să-l supăr pe bătrânul, zice, că el are rugăciunea lui și nu mă bag peste el. Zim, cum să fac? Fii atent, du-te și îți spune bolnavul în strana lui unde stă el la biserică. Și nu zi nimic, pleacă de acolo. Să vezi ce a să facă bătrânul. Bătrânul a intrat lejer în biserică cu metania în mână, a văzut că i-a ocupat cineva locul și a zis, ieși. Era atât de confundat în rugăciune, că dracul care chinuia omul respectiv, n-o știut cu eu zis bătrânul ieși. Și el de frică ieși și-o pleca și ăla s-o făcut sănătos. Am ajuns noi la măsura asta? Avem azi așa ceva? Păi, dacă nici n-o făcut mass media, nici n-ai făcut bine, cred că o aghiazmă, dacă o chicat univa pe o, s-a văzut un strop, gata, mass media e acolo, o și magnificat toată povestea. Niște minuni de-astea, de doi bani, niște coțcării ieftine, și imediat mass media le publică ca fiind mari, nu știu ce. Dom'le, astea sunt minunile biblice pe care le-a făcut Iisus. Când ai înviat un mort, ai făcut o minune, când ai vindecat un bolnav, ai făcut minune, când ai tămăduit un mut, un surd, un olog, un paralizat. Aia astea nu, că minune, că mă durea capul și nu mă mai doare. Și eu agocalmin și mă lasă capul. E minunea farmacistului că a inventat panadolul. Deci, trebuie să fim foarte atenți că mărturisirea de credință vine din viața curată, viața exemplară, rugăciunea exemplară, faptele exemplare, comportamentul exemplar, trăirea exemplară și roadele credinței. În momentul când cineva te vede că ești bun, te respectă de la sine. Uitați-vă în istoria bisericii, în primele trei secole era un oarecare Teotim I. E undeva pe la Dobrogea. Și au năvălit, pe atunci năvăleau astea, hoardele astea, popoarele migratoare. Și spune că au intrat migratorii acolo la Tomis și bătrânul a luat Evanghelia și mantia și a ieșit în fața lor. Și au vorbit cu mai marile lor, nu știu, cred că veneau, dacă nu știu, goții ăștia lui Ulfila sau la Atanaric sau Alaric, era zvotrei conducători de ăștia mari. Și el i-a lămurit. Poporul te ascultă, poporul se supune, treceți liniștit, sănătoși, vă dăm ce aveți nevoie, și fără să taie pe nimeni oraș, fără să distrugă, o trecut, s-o dus mai departe în liniște pentru viața exemplară, că îl știa că e un mare trăitor. Da? Deci, trebuie să învățăm, în primul rând, să fim civilizați ca să putem încăpea pe planetă. De-aia ne batem și ne urâm. Când se bat două popoare ortodoxe între ele și se omoară, ai gest creștin? Când te prinde unul de altă religie și stai gâtul, ăla-i gest creștin sau ăla-i gest omenesc, să nu judecăm religia. Religia să o lăsăm deoparte, doctrina. Dar morala din tine, de care spune Apostolul Pavel, că păgânii fac bine din ale firii, unde este ca să mă convingi pe mine să trec la islam cu forța? Poftim. Pentru ce să trec la islam? Să învăț ca tine să tai capul la oameni? Pentru ce să trec la ortodoxie? Să învăț să bârfesc, să urăsc, să dușmănesc, să potlogăresc, să batjocoresc, să curvesc, să divorțesc, să mă însor de 7 ori, că noi tot îi judecăm pe ăștia, pe păgâni, că băi, că haremul. Noi avem mai mare harem ca ei. Ai o proastă acasă de servici și 7 pe teren. Deci, noi trebuie să vedem când suntem ticăloșiți și murdari sufletește. Astea sunt lucruri care țin de imaginea credinței. Așa se bat jocorește credința. Prin fapte, cum spune acolo Apostolul Pavel, că la vremea de apoi, lumea se va strica, oamenii se vor aprinde de poftele dobitocești ale trupului. De ce spune că firea dobitocească? Când ești rațional, te stăpânești, nu netezi ca armăsarul. Și spune să vor aprinde unii altora și vor păcătui crezând că este o normalitate. Adică, și spune, și își vor face legi după voia lor. Gândiți-vă că doar de un an de zile tot asta se vorbește. Cum să faci să iunești pe homosexual și pe lesbie de între ele și le mai dai și copii să-i crească. Deci, în loc, dacă înainte ți era rușine, că ești bețiv și te mai ascundeai să nu știi nimeni, sau fumai și cumva ți era rușine și mai da la coț, nu te vadă copiii, sau curvăreai și te rușinai și nu spuneai și ți era rușine să spui
l-a spovedit, am o fac și lege, o scrie în Constituție. Deci, vedeți, asta arată că conștiința a slăbit și religia, deci religia nu lucrează, așa spune, pământurile verzi s-au transformat în uscăciune, iar când citim la Sfinți ce spune, înflorita pustiu ca crinul. Deci, noi, ca și ortodoxi, trebuie să păstrăm doar atât. Ce spune Noul Testament și Sfânta Scriptură? Să păstrăm învățătura de credință ortodoxă care o ține simbolul credinței, dogma, în rest pe ceilalți trebuie să-i respectăm. N-avem dreptul să jicnim. Treaba ta, fii turc, fii păgân, fii musulman, fii ce vrei tu, te privește direct personal. Tu singur vei da socoteală la judecată. Mântuirea este de sine, personală, și la judecată spune Evanghelia lui Ioan așa. Și morții vor învia la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, spune acolo mai departe, și spune că cei ce au făcut bine vor lua odihnă veșnică și cei ce au făcut rele o sândă veșnică. Dacă știi că este o sândă veșnică, de ce te preocupă grija altuia?